Și am să rog pe domnul Radim Guzun să ne împărtășească experiențele sale proprii, precum și să facă o prezentare a felului în care arhivele rusești pot fi utilizate, felul în care aceste arhive ar trebui să fie interpretate la nivelul specialistului, la nivelul cercetătorilor. Va fi, ca să spunem așa, punctul de vedere al diviziei diplomatice din Ministerul Afacerilor Externe, mai mult sau mai puțin. Mulțumesc, doamne, ziua tuturor. Să vedem și să încerc să vorbesc despre modul în care este organizat sistemul arhivelor din Federația Rusă. Este un adevărat sistem, repetat ceea ce a spus colegul Cărdian, foarte bine punctat și în introducere director Cărdian. Vorbim despre un adevărat tezaur, vorbim despre o adevărată superputere în domeniul academic și în domeniul arhivistic. Aș aduce doar câteva cifre în completare față de cele la care a făcut referire Octavian. La fondul arhivistic rus contribuie peste 240 de arhive de stat, peste 2400 de arhive municipale și un sfert de milion de arhive de stat și aparținând unor organizații de stat sau private. Cifrele, într-adevăr, sunt impresionante. Trebuie însă să respectăm proporțiile. Capacitățile noastre, într-adevăr, sunt mai limitate, din considerente obiective și subiective evidente. Așa cum am menționat și domnul Armen Coșu, nu trebuie să plecăm de la ideea că suntem în fața unui început. S-au făcut pași mici de cercetare a acestui tezaur arhivistic. Arhivele naționale care găzduiesc această masă rotundă au avut un rol extraordinar în acest sens. S-a făcut referire la aceste expediții care s-au organizat înainte de 1989, dar și după. S-a menționat pe bună dreptate contribuția extraordinară a doi mari profesori, Buzadu și Kimber. Am aici doar pentru exemplificare cartea domnului profesor Buzadu, în care cercetătorii sau cititorii, chiar de necunoscători de rusă, pot să vadă, pot să găsească liste întregi de fonduri și dosare relevante în ceea ce privește relațiile română-ruse și relațiile româno-sovietice. Prin urmare, din punctul meu de vedere, nu se impune decât o continuare a acestor demersuri, a acestor eforturi. Din perspectiva anticipând la ceea ce ar trebui făcut pe acest palier, consider că nu vom putea avansa fără două elemente esențiale, resurse umane și financiare. Prin urmare, din acest punct de vedere, sunt de acord cu totalmente cu antevorbitorii mei. La fel de adevărat este că cea mai mare parte a cunoscătorilor spațiului din România sunt formați sau s-au perfecționat în afara granițelor României. Ceea ce, într-adevăr, pune un semn de întrebare cu privire la rolul și eficiența sistemului de învățământ românesc pe acest segment. Te întrebi ce s-a produs într-un sfert de veac pe această dimensiune de cercetare. Titlul mesei rotunde vizează Federația Rusă. După părerea mea, însă, în ceea ce privește izvoarele referitoare la români, la România, trebuie abordate într-o strânsă legătură cu arhivele din Ucraina. Pentru că, mai ales după 1917, din punct de vedere organizat,
organizatoric și funcțional, arhivele respective au fost gândite ca un, ca un sistem unitar și, evident, consecințele sunt, sunt cele pe care le vedem astăzi. O diferență, aș vrea să punctez aici, diferențe pe care le cunoaștem cu toții, în ceea ce privește organizarea și accesul în arhivele din cele două state. Într-adevăr, arhivele din Federația Rusă reprezintă un sistem centralizat. Nu m-a surprins faptul că acestea au trecut în subordinea directă a președintelui Putin. În logica în care Rosarhivul reprezenta vârful piramidei de organizare a arhivelor, gestul și pasul a fost unul previzibil. Legat de acces, desigur, sunt numeroase arhive în care accesul este mai dificil. Ce aș putea să vă spun însă, din perspectiva unor discuții recente pe care le-am avut personal cu reprezentanții a două arhive din Federația Rusă, unul dintre aceștia este chiar domnul Tarasov, la care s-a făcut referire recent, și cel de-al doilea este un reprezentant al arhivelor FSB din Federația Rusă. Cel puțin din punct de vedere declarativ, există interes și din partea rusă pentru o relansare a cooperării româno-ruse în ceea ce privește cercetarea arhivelor din cele două state. Din punctul meu de vedere, aceasta nu poate fi decât benefică pentru România. Interesul din partea noastră ar trebui să fie mult mai puternic, pentru că acolo, așa cum am menționat și colegii mei, la nivel de kilometri sunt foarte, foarte multe unități arhivistice referitoare la istoria României, la referitoare la români, și nu doar la românii din România, ci și la cei din afara granițelor țării. Mă refer aici și la cei din Ucraina, din Republica Moldova. Din punctul meu de vedere, din perspectiva izvoarelor, fondurile care se găsesc astăzi depozitate, dosarele din Federația Rusă, pot fi împărțite în două categorii. Fondurile constituite pe bază de resurse arhivistice autohtone și cea de-a doua categorie, pe baza fondurilor sau a dosarelor preluate din România, dacă ne referim la o perioadă mai recentă, avem în vedere, în primul rând, cea de-a doua parte a celui de-al doilea război mondial și, și perioada de după război până în 1958, atunci când, de exemplu, în cazul arhivelor militare române, la ordin s-au preluat fonduri întregi sau dosare de interes pentru partea sovietică. Pot să exemplific aici Arhiva Sfatului Țării, Arhiva Armatei Republicii Democratice Moldovenești, arhiva referitoare la arhiva constituită de armata rusă de pe frontul român și, desigur, arhiva Mareșalului Antonescu, despre care se cunosc mai multe lucruri. Ce este de făcut? Din punctul meu de vedere, cercetarea ar trebui continuată și aici, și în Federația Rusă, și în Ucraina. Soluția raportată la faptul că avem mai puțini vorbitori de rusă, evident, fără cunoașterea limbii ruse, mă refer aici la secolul 20, ar fi aproape imposibilă cercetarea unor fonduri relevante pentru noi, și atunci poate o soluție să fie aceea a constituirii unor echipe mixte de cunoscători și necunoscători de rusă, pentru că, așa cum a menționat domnul Arnăboșu, avem acolo fonduri întregi și dosare, numeroase dosare, integrat în limba română. Trebuie însă trecut de pragul inventarelor,
de arhivă care sunt în limba rusă. Și atunci, după părerea mea, deci, chiar dacă dosarele sunt în limba rusă, nu ajungi la ele pentru că descrierea lor și evidența lor este în limba rusă. Și atunci o soluție temporală ar putea fi aceasta a unor echipe mixte de vorbitori și nevorbitori, nevorbitori de, de limbă, de limbă rusă. Acum, din perspectiva cercetării pe care, pe care, o, fac, pe care o fac eu și legat în același timp de accesul la arhivele din, din Federația Rusă, se vorbește foarte mult despre nivelul și permeabilitatea acestor arhive și a responsabililor din aceste arhive. Trebuie însă să fim sinceri și onești și să recunoaștem faptul că noi nu mergem și nu accesăm arhive care sunt, care sunt deschise și care conțin numeroase dosare de, de interes pentru noi. În urmare, din punctul meu de vedere, înainte de a vorbi despre nivelul de deschidere al arhivelor din Federația Rusă, înainte de a vorbi de o reticență sau chiar un nivel scăzut de acces, ar trebui să, să vedem în ce măsură suntem capabili să accesăm ceea ce se poate accesa, ceea ce accesează colegii noștri din, din vestul Europei și din, și din Occident. În acest, în acest sens aș vrea să, să evoc două componente ale rezultatelor valorificării arhivelor ruse. S-au publicat în ultimii 20 de ani numeroase volume de, de documente de către colective mixte de cercetători din Federația Rusă, din Statele Unite, din Germania, Franța și, și alte state. Din păcate, noi găsim și cercetători români în cadrul acestor echipe. Acest lucru demonstrează faptul că, că se poate. Deci este, este posibil și, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a făcut la nivelul colaborării dintre arhivele din Federația Rusă și arhivele din, din state membre ale Uniunii Europene, poate, se poate face și, și, la nivelul, și la nivelul nostru. Din perspectiva cercetării, ar vrea să mai menționez următorul lucru. Rămânerea noastră în urmă, chiar și cu privire la documentele editate sau publicate deja în Federația Rusă. Urmărind bibliografia rusă de după, dar și mă refer la, la bibliografia rusă după 1991, constată o întârziere de 10-15 ani în ceea ce privește citarea surselor publicate deja, dacă nu chiar mai mare. Adică, văd lucrări în România de noutate absolută, afișe mari, slogane, cunoscători ai spațiului, așa cum a menționat domnul profesor Goșu. În realitate, însă, dacă coborâm la nivelul tehnic, la subsolul, la aparatul tehnic al Românului, este suficient să, să aruncăm o privire la anii publicării lucrărilor publicate în limba rusă și o să merg mai departe și o să vă rog să observați faptul că chiar în cazul în care, în cazul mare în care sunt citate lucrări publicate în limba rusă, unu, ele sunt, sunt de, 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 de două decenii deja publicate acolo, deci suntem în întârziere pe acest palier. Doi, veți găsi foarte puține asemenea citări directe. Cele mai multe citări, și aici sunt perfect de acord cu domnul profesor Goșu, sunt indirecte. O să vedeți că se citează autori sau editori ruși traduși deja în limba engleză sau în limba franceză sau în limba germană. Deci o... Și mai vreau să preluate note de subsol din alte cări, de asta e diferența de 10 ani, pentru că se fură note de subsol la noi. Și fură asta oameni care habar n-au de limba rusă. Da, deci totul pleacă de la, de la, de la această, de la această, de la această, de la această necunoaștere. Și eu am fost surprins de plăcut să văd în, în institute de cercetare din România, trebuie
trebuie să spunem acest lucru deschis, chiar aparținând Academiei Române, care publică lucrări pe tema relațiilor româno-sovietice și care nu cunosc limba rusă și care, de fapt, pe partea de contribuție directă, de surse directă, au un element de noutate, un grad de noutate foarte, foarte scăzut. Deci foarte, foarte scăzut. Nu aș încheia însă pe un mod pesimistă. Având în vedere și aceste ultime contacte la nivel științific, la care aceste formate la care au făcut referire și antreprenorii mei, eu sunt optimist și consider că într-o primă etapă pentru a putea avansa pe această zonă, în primul rând este esențial să vedem, să cunoaștem în ce moment ne aflăm și să recunoaștem punctual care sunt punctele vulnerabile, într-adevăr foarte numeroase. Este însă o primă condiție, o evaluare obiectivă cu privire la locul și momentul în care ne aflăm pe această dimensiune de colaborare cu arhivele din Federația Rusă. Această etapă urmează să, în cazul în care se reușește o asemenea evaluare obiectivă, urmează să avansăm cu pașii concreți la care s-a făcut referire și aici Arhivele Naționale ar putea să asigure eventual continuitatea unor demersuri care s-au mai făcut de finanțare, de cotutelare, de coordonare a unor noi expediții de cercetare acolo, în Federația Rusă, timp în care, în România, să se valorifice ceea ce există deja surse foarte, foarte importante. Aș vrea să permit să mă opresc aici, să permit și colegilor să continue și dacă aveți întrebări, putem continua în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc!